Bag o anumită cantitate de peleți, după care va da foc cu rezistență. Să vedem exact procesul. Am urmărit foarte multe video, vreau să văd exact care este sistemul. Dar nu era niciun video mai detaliat, de aceea m-am gândit să fac unul, să înțeleagă oamenii exact despre ce este vorba. Da? Deci a băgat o mână de peles din aceștia. Iar acum, haideți să vedem sus ce zice. Da. Deci, fire, wait. O să încerce să nu ia prindă. Haideți să vedem. Durează câteva secunde, se încingă, după care pornește un ventilator. Da. A pornit ventilatorul. Nu știu dacă se observă așa, puțin, puțin. Pare rău că început să se încălzească geamul acesta și nu prea se mai cunoaște înăuntru. Nu prea se vede bine, nu se distinge bine. Am să țin telefonul în așa fel încât să aveți o vizibilitate destul de bună. Da. Dacă observați că a început deja să iasă un pic de fum. Deci rezistența îi încălzește, după care are un ventilator de face ventilație pentru aprindere. Uitați, deja a început să iasă fum. Dacă observați. Da, se vede că s-a înroșit acolo o porțiune mică. A început să iasă scântei. Și la un moment dat, acum se va prinde flacăra și s-a aprins flacăra și începe arderea. Se poate atașa termostat de cameră și vă setați temperatura. E programabilă exact ca o centrală pe gaz sau orice fel de centrală. Asta am vrut să vă arăt exact modalitatea de ardere. Da. Iar acum, din ce în ce, flacăra va fi mai mare în funcție de senzorii pe care îi are înăuntru și la cum sunt setați. Despre setări vom vorbi într-un alt video. Am filmat destul de aproape ca să puteți vedea exact ce se întâmplă în interior.
puteți să observați acolo, pe aici cad peleții. Se vede, nu? La câteva secunde mai bagă 5-6 peleți. Uitați. Nu necesită o curățare foarte deasă, pentru că asta vreau să vă arăt acum, peleții de lemn, nu de paie, peleții de lemn îi arde aproape de tot, rămâne foarte puțin în cenușe și ce rămâne cade jos, nu rămâne în arzător. Nu facem zgomot foarte mare. Atât am avut să vă arăt în video acesta. Work este în lucru în momentul ăsta. Privire la setări și display, voi face un alt video. Vă mulțumesc foarte mult și dacă aveți întrebări, vă rog să puneți în secțiunea de întrebări și să apăsați pe clopoțel, să dați un subscribe, să apăsați pe clopoțel în cazul în care vă interesează și doriți mai multe detalii și să știți când voi uploada următoarele video despre această centrală. Vă mulțumesc mult! La revedere!